Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip! Astăzi a venit rândul videoclipului meu anual de Netflix and Chill, videoclipul în care vă arăt care sunt serialele care m-au fascinat pe mine în ultima perioadă și în cazul ăsta care m-au făcut să trec mai sănătoasă la cap prin perioada de carantină și tot ce a urmat după. Anul ăsta, în acest episod din Netflix and Chill, lucrurile sunt un picuț diferite față de cum erau până acum, pentru că veți vedea că o parte din serialele menționate sunt fantasy, ceea ce înainte nu se întâmpla mai niciodată, dar se pare că în perioada asta am avut nevoie mai mare de povești și de trâmuri mult mai diferite față de realismul prin care trecem cu toții. Așadar, o să am 5 recomandări de seriale de pe Netflix și o mențiune a unuia de pe HBO, pentru că se leagă foarte bine și are foarte mult sens în contextul ăsta. Dar haideți să o luăm pe rând. Cred că primul serial pe care l-am văzut în perioada de carantină și când a început pandemia a fost Snowpiercer. Un serial care mie mi-a plăcut foarte tare. Este un serial inspirat dintr-un film, de fapt, făcut de un regizor sud-corean, regizor care a și câștigat Oscarul între timp. Și este un serial, mă rog, o poveste care mie mi se pare foarte diferită față de ce mai văzusem până acum, și anume avem o lume distopică în care întregul mapamond a înghețat, cu excepția acestui tren care, pentru a-și ține oamenii în viață, trebuie să meargă over and over and over again în jurul lumii. Nu se poate opri, pentru că dacă se oprește, îngheață totul și totul moare. E bine, acest tren este foarte lung, sunt vreo 200 de vagoane, dacă mai țin bine minte, dar ce este foarte interesant este, de fapt, ierarhia din tren, pentru că avem și clasele foarte de jos, care se luptă ca să supraviețuiască, dar și clasele de bogătași, pentru care, evident, viața în tren este cât se poate de mișto și de luxoasă. Mai mult decât atât, peste tot acest univers din Snowpiercer, guvernează o figură asemănătoare lui Oz, din punctul meu de vedere, a vrăjitorului din Oz, o persoană mistică pe care nu o vede nimeni, nu o știe nimeni, dar care pare să le guverneze pe toate. Și practic primul sezon este demascarea acestui Mr. Wilford, acestui Oz de Snowpiercer, și lupta de putere care se duce între clasele de foarte jos și clasele de foarte sus. Este un serial social, mai mult decât orice, este distopic, v-am zis, dar mi se pare că surprinde foarte bine anumite lucruri de psihologie umană și te face să fii foarte curios să vezi cum o să decurcă episoadele următoare. Așadar, ăsta cred că a fost primul serial pe care l-am văzut în lockdown, care într-adevăr mi-a plăcut foarte tare. Apoi a urmat seria serialelor fantasy. Pe unele le-am văzut fix în carantină. Ultimul este de-abia terminat, l-am terminat cred că acum 3 zile, dar a fost o serie de seriale fantasy care a început cu Lock and Key. Lock and Key este un serial foarte whimsical, foarte quirky, mi se pare că poate fi văzut și cu copii de 12-13 ani, dacă nu chiar un picuț mai mici. Și este vorba despre un grup de copilași care ajung să trăiască într-o casă care evident este magică și în casa asta găsesc tot felul de chei care deschid tot felul de universuri, se întâmplă tot felul de lucruri în baza acestor chei și are așa un vibe foarte, foarte frumos de Narnia și e fix ce e mai frumos în lumea asta. E, dacă te uiți la serialul ăsta, din punctul meu de vedere simți așa că lumea se pune pe pauză, că toate lucrurile rele se pun pe un fel de hold și te poți relaxa cu adevărat, intri în universul ăsta magic foarte, foarte frumos. Este efectiv un family show foarte, foarte frumos și perfect pentru după masă de duminică. Cam în aceeași direcție merge și serialul de pe HBO care își face loc aici. Este vorba despre His Dark Materials. Un serial, așa cum am zis, pe HBO, inspirat dintr-o serie de cărți scrise de Philip Pullman, o serie de cărți pe care îmi doresc foarte mult să le citesc, mai ales de când am văzut serialul. Și tocmai de asta nu știu dacă să mă uit la al doilea sezon sau mai întâi să citesc cărțile, mai stau un pic să mă gândesc ce fac. Tot așa, aici avem ca personaj principal o fetiță și o gașcă, de fapt, care se formează în jurul ei. O fată care este crescută într-un mediu foarte academic și printre cărți și e foarte ferită de lumea de afară, până când ajunge să înceapă o aventură neașteptată, așa cum sunt majoritatea aventurilor, și intră într-o luptă pentru salvarea unor alți copii și pentru
eliberarea unor secrete care sunt foarte, foarte bine ținute de către oamenii mari din jurul ei. Recunosc însă că ce mi-a plăcut cel mai mult la serialul ăsta și motivul pentru care sunt foarte interesată și de cărți și de sezonul 2 este existența unor animăluțe. Aceste animăluțe pe care personajele le au, fiecare personaj din film și din carte, din universul ăsta, are un animal care cumva portretizează foarte bine trăsătura dominantă de caracter a personajului. De exemplu, persoanele sneaky și persoanele mai rele, mai malefice, au șerpi. Cei mai vicleni au vulpi. Cei foarte loiali au câini și lucruri de genul ăsta. Și animăluțul capătă forma lui finală în momentul în care copilul ajunge la maturitate și în care trăsăturile lui de caracter se definesc. Și este foarte frumos să vezi cum pentru personajul nostru principal există acest shape-shifting al animăluțului al lui Pan în funcție de nevoile ei și în funcție de contextul în care se află până se va stabiliza complet. Foarte, foarte mult mi-a plăcut ideea asta și vreau să văd unde duce mai departe povestea, pentru că animalele în sine sunt foarte importante pentru personaje, pentru că dacă le separi, practic, moare persoana în cauză. Și ultimul serial fantasy pe care l-am terminat foarte recent, zilele astea, este The Haunting of Bly Manor, Manor Bly, ceva de genul ăsta. Este un serial care, din punctul meu de vedere, este un pic inconsecvent, în sensul în care începe într-un fel și de la episodul 5-6 încolo se transformă în cu totul altceva. Primele episoade sunt scary și atât. Practic avem o dădacă care ajunge în acest conac foarte impresionant și trebuie să aibă grijă de doi copii ciudați tare. Ei văd tot felul de chestii, vorbesc cu tot felul de chestii, deci clar nu sunt ok copiii ăștia. Lor le-au murit părinții și aflăm un pic povestea din spatele incidentului în cauză și modul în care i-a transformat pe copii toată problema asta. Știm și că o altă dădacă de-a lor s-a sinucis pe domeniul acestui conac. Deci, cumva sunt niște copii foarte încercați, dar foarte ciudați în același timp. Și primele 4-5 episoade, așa cum am zis, sunt foarte mult despre stafii, spirite și alte lucruri relativ scary, dar de la un punct încolo, în momentul în care încep explicațiile și în momentul în care înțelegem de ce s-au întâmplat lucrurile care s-au întâmplat, devine fascinant. Primele 2-3 episoade din această a doua jumătate sunt ultra-psihologice, niște treceri de la un plan temporal la altul, wow, din punctul meu de vedere, nu mai știi exact unde ești, când ești, în ce epocă, ce se întâmplă și asta mi-a plăcut foarte mult. Avem multe, multe, multe amintiri și persoane care sunt conștiente în timpul acestor amintiri, ultra-psihologic, ca mai apoi, ultimele 2-3 episoade, în momentul în care ți se dă cu adevărat întreaga explicație, să fie foarte liric și foarte frumos povestit totul. Mi-au plăcut mult, mult, mult de tot aceste schimbări de ritm, pentru că fix asta mi se pare că au reprezentat. Și știu că la ultimele 2 episoade mă uitam și mă gândeam că durează mult mai mult, tocmai pentru că ritmul era un pic mai lent și mai potolit și îți povesteau exact ce și cum. La final am și plâns, evident, pentru că nu se poate să nu, dar foarte, foarte mult mi-a plăcut serialul și v-am zis, dacă alegeți să-l începeți și nu vă place de la început, mai dați-i o șansă, mai așteptați un picuț, că e foarte posibil ca de la jumate încolo să vi se pară mult, mult mai fain. Revenind însă la serialele realiste, un serial pe care cred că ar trebui toată lumea să-l vadă, de fapt o miniserie, este Unorthodox. Și recomand Unorthodox mai ales pentru cei care au citit Educated de Tara Westover sau sunt interesați de comunități de-astea ultra-religioase și foarte închise, pentru că Unorthodox este despre o fată de 18 ani, cred că 18-19 ani are, care fuge din comunitatea ei de evrei ultra-ortodoxi, ultra-credincioși și ultra-religioși, fuge în Berlin și acolo începe o nouă viață, de la a merge singură pentru prima dată cu avionul, a purta blugi pentru prima dată, a cânta pentru prima dată, sunt toate lucruri pe care ea nu avea voie să le facă înainte. Dar ce mi-a plăcut foarte tare la Unorthodox, exact ca la Educated de Westover, a fost faptul că nu se vrea fi o judecată la adresa acestor comunități, pentru că, de exemplu, soțul lui Effie, cel de care ea fuge, este
De fapt, un tip foarte ok, adică el nu e rău în adevăratul sens al cuvântului, ci pur și simplu este crescut în mediul ăsta atât de închis și atât de nepermisiv cu femeile, încât altceva nu știe. Și deși o iubește pe ea, cred că pe bune vrea să facă o familie cu ea și să aibă un viitor cu ea, pentru că altceva nu știe, altceva nu poate să facă. Ea însă este genul care își dorește un pic mai mult de la viață, dar în aceeași măsură toate experiențele noi pe care le are sunt oarecum greu de acceptat și pentru ea. Foarte, foarte mult mi-a plăcut serialul, este pe alocuri greu de urmărit, mie știu că îmi dădea senzația așa destul de... aveam așa o strângere de inimă, gândindu-mă că astfel de comunități chiar există și sunt foarte, foarte, foarte multe femei aflate în situația asta pentru care viața se rezumă la a face copii și a avea grijă de familie și atât. Nu există o variantă, nu există o alternativă. Mult, 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 mult mi-a plăcut serialul ăsta și clar îl recomand tuturor. Și o ultimă mențiune este unui documentar, de fapt. Este un documentar care pe mine m-a făcut să vreau să experimentez mult mai mult cu gătitul și cu mâncarea și cu lucrurile frumoase pe care le putem face în bucătărie. Este vorba despre Chef's Table, un serial pe care, un documentar pe care îl începusem acum ceva vreme, dar văzusem doar sezonul dedicat deserturilor. Și acum m-am întors să mă uit la toate cele 5-6 sezoane și acum au apărut o felul de spin-offs, cum ar veni, adică un sezon dedicat doar barbecue și un sezon dedicat street food sau nu știu eu ce. Dar ce mi-a plăcut cel mai mult, de fapt, în serialul ăsta e, da, ok, avem bucătari care sunt foarte în liga lor, așa, adică clar nu o să ajungem noi să facem ce fac ei, dar aproape toți vorbesc foarte frumos despre importanța ingredientelor și despre cum e bine să ai o relație cât se poate de firească și naturală cu tot ce se află în jurul tău. Cum mult mai important decât să faci lucruri foarte fancy este să te asiguri că tot ce folosești este folosit bine, că ai respect față de ingredientele pe care le folosești, că nu risipești mai mult decât ar trebui. Și efectiv, toată relația asta cu mâncarea mi se pare că este portretizată într-un mod foarte sănătos și foarte bun, mai ales în tot trendul ăsta de sustainability și voci care încearcă să ne convingă să risipim mai puțin și să folosim lucrurile mai cu cap. Nu neapărat să folosim mai puțin, dar să le folosim mai inteligent. Și așa cum am zis, pe de-o parte m-a făcut să vreau să gătesc mai mult și să încerc lucruri noi, dar în aceeași măsură erau și multe povești de viață foarte frumoase ale acestor oameni, pentru că majoritatea nu au avut vieți simple și au încercat să facă lucruri frumoase din medii destul de defavorizate unii dintre ei sau din medii în care nu se considera că a face bucătărie este o carieră sau o meserie într-un fel. Dar sunt și persoane care au rămas așa întorși mereu cu o parte de privire către originile lor și care își folosesc originile pentru a crea lucruri frumoase. Mult, 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 mult mi-a plăcut documentarul ăsta și știu că a fost un episod, de exemplu, despre o călugăriță din Tibet la care efectiv eram cu ochii în lacrimi tot episodul. Maxim mi-a plăcut. Cam astea au fost serialele pe care eu le-am văzut, mai ales în ultimele 7-8 luni, pentru că înainte de asta nu văzusem foarte multe seriale, dar de când a început carantina, cred că m-am întors mult mai mult la Netflix decât o făceam înainte. Sper că vi s-au părut interesante recomandările și spuneți-mi în comentarii dacă ați văzut și voi o parte dintre ele. Și mai mult decât atât, sunt în căutare de seriale noi, pentru că am reînceput să mă uit la Penny Dreadful de ieri, cred, dar cu siguranță o să mai vreau și altceva. Și nu, Emily in Paris este deja văzut, dar nu l-am inclus pe listă pentru că este fix genul de serial brainless, la care te uiți pentru că îți face foarte mare plăcere să vezi toate ținutele și toate lucrurile frumoase, dar nu pot să zic că este neapărat cea mai mare recomandare pe care aș avea-o pentru voi. Dar pentru seriile în care sunteți super obosiți și nu aveți chef de ceva care să vă solicite prea mult neuronii, și Emily in Paris își face loc aici. Bun, asta a fost tot. Noi ne vedem săptămâna viitoare cu un nou videoclip. Până atunci, thumbs up dacă v-a plăcut ăsta și nu uitați să vă abonați, apăsăm butonul de subscribe de mai jos. Până una alta, însă, citiți cărți frumoase, frumoase și noi ne auzim curând. Bye!